Hai, salut băieți și bine am găsit la un nou videoclip. Gata cu bugurile. De data asta avem ceva care chiar a primit un buff mult prea bun. Efectiv mult prea bun. E vorba de Mortis. Dacă mergem noi frumos aici și ne uităm la patch-urile astea jos jos de tot, o să vedeți ceva foarte foarte interesant și anume unde e, mă? Stai puțin așa că trebuie să dăm aici jos jos rău de tot. Să vedem aici buff-urile, da? Fiți atenți. La buff-uri aici scrie că Mortis Long Dash now charge regardless of ammo state. Ce înseamnă asta? Ei bine, Mortisul își face Cold Snake indiferent de câte hituri ai, mult prea OP. Mult, mult prea OP și o să vedeți chestia asta imediat. Așa că butonul de like să face cu mai multe, desigur să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, iar doamna să trecem la video. Lăsând gluma la o parte, cred că oamenii ăștia au nu știu cum de, dar l-au buffat pe Mortis într-un fel în care, sincer să fiu, după ce dispare RTU-ul ăsta, de fapt a dispărut deja RTU-ul, când vedeți voi, și Bull, care erau prea OP, acum Mortis al meu, combinat cu primul Star Power în care își face Cold Snake-ul mai rapid, e teroare, efectiv e teroare, omul ăsta e monstru, da? Efectiv e monstru rău de tot, poți să fugi, ai o grămadă de mobilitate acum, pentru că Long Dash-ul nu mai e o problemă, uitați-vă cât de rapid se încarcă. Și o să spuneți, bă, nu e OP, bă, e OP rău de tot. Mie unul personal mi se pare foarte bun și, nu știu, ciudat pentru că nu n-au specificat treaba asta în în asta, cum îi zice, în patch note-uri, cel puțin nou nu ne-au spus, doar când a venit update-ul, efectiv l-au notat acolo la news. Deși mi se pare un update foarte fain pentru el, mă rog, un buff foarte fain pentru el, pentru că acum chiar e mișto. Chiar e mișto, poate să fie destul de predictibil, nu știu, nu prea poți să mai dai predict la Mortis când o să dea dash sau nu, pentru că acum, dacă stăm să o luăm logic, cam mereu are acel long dash și e mult prea OP, nu știu, mie unul personal mi se pare exagerat de bun și am jucat doar câteva meciuri, dar gândiți-vă cât potențial are acum Mortis, dar na, trebuie învățate din nou toate mecanicile astea cu HP-ul și mai departe. Pe Mortis al meu tot ce vede în cale, bă, sincer, prima dată crezusem că e bug, dar după care mi-am dat seama că este în patch note-urile alea și este aparent un buff, nu un bug. Gata cu bug-urile, gata. Deci cred că am avut destule. Am avut Bull, am avut două skin-uri pay to win care au fost buguite, am avut RT, mă rog, RT care avea skin-ul ăla buguit, Chester. Nici mai știu, au fost destul de multe, nu mai stăm să le specificăm, gata. Acum avem un update, un buff care nu e bug, da? Pentru prima dată. În fine, bă, sincer, unul personal mi se pare destul de ok. Hai mă și-l ia tu. Okay, nice. Nice, rău de tot. Bă, da, dacă stai să fii logic, în teorie, ulta lui Tic a primit nerf, nu? Sau? Pentru că are același HP capul? Nu știu, nu îmi dau seama. Deci trebuie să înveți din nou toate astea. Nu vă gândiți că pierdem pentru că doar îl lăs pe ăla cu... Hai să mergem acum frumos pe el. Îl lăsasem doar să strângă din gemuri ca să pot să-l omor, să nu mă bag atunci pentru că pot să iau eu toate gemurile, știi, și nu vreau să moară ai mei cu ele cum ar veni sau să mă bag agresiv cu gemurile. Dar așteptam doar să le ia el, ăsta cu Penny, după care eu să-l omor și vedeți și voi ce potențial are Mortis. Următorul match, în sfârșit nu mai dăm de full RT pe aici, dar nu știu exact ce să zic, cred că Mortis va fi unul dintre cei mai buni brawleri acum din joc, pentru că, având în vedere că poți să dai long dash-ul ăsta într-una, nici măcar nu mai ai nevoie de Star Power la Creepy Harvest, pentru că, în teorie, și-a luat nerf, dacă stai să o iei logic, pentru că toți și-au mărit HP-ul și damage-ul, iar Star Power ăla a rămas la fel cât de mult HP ei din kill-uri, deci cel mai probabil, oricum, Coil Snake-ul va fi mult mai bun, pentru că ți se încarcă mult prea rapid long dash-ul ăla, efectiv, poți să intri când vrei tu, în adversari, indiferent că ai un hit, că ai două, că ai trei, nu mai trebuie să aștepți. Mi se pare, bă, sincer, chiar e mișto. Dar e un buff, dacă stăm să o luăm logic, e un buff destul de mare, dacă o luăm logic, da? Pentru că ai Coil Snake-ul ăsta, lumea nu se așteaptă, de fapt acum oricum, dacă joci contra Mortis, trebuie să te aștepți tot timpul să aibă acest Star Power până face primul kill, că na, după ce face primul kill îți dai seama dacă are sau nu Star Power-ul. Dar dacă are Star Power-ul ăsta deja e cam greu să-i mai faci ceva dacă stai să o iei logic, pentru că pur și simplu nu știi când să te aștepți, nu știi când să te aștepți, e foarte impredictibil acum, nu prea ce să-i mai faci, mă, Mortis e the go, da?
o să rupă tot băiatul meu Mortis și chiar îmi place treaba asta, e de boș, e de boș. Iar ultimul nostru meci, desigur că este contra Shelly, dar să vedem ce reușim să facem din nou. Lăsați-mi și părerea voastră în comentarii dacă vă place această schimbare pe Mortis. Bă, într-un fel sau altul, nu e buff, e mai mult un rework la Coil Snake, că dacă stai să iei logic, e chiar un rework la propriu. Nu mai trebuie să stai acum ascuns într-una până îți faci hit-ul ăla la lung. Efectiv, te joci acum cu Mortis, ai mobilitate, ai de toate. E chiar distractiv rău de tot. Te poți băga efectiv într-una, indiferent că ai un hit sau nu. Vedeți că efectiv am avut Coil Snake-ul la un hit. Când vreodată, efectiv, poți să te bagi într-una și chiar e mișto. Mortisul așa ar trebui să fie, este asasin, doar că mi-e frică puțin acum după ce o să dispar, de fapt a dispărut oricum RT și Shelly, Bull, Shelly, RT ăștia, dacă o să dispară, cât de OP poate să fie Mortisul acum? Și asta o să aflăm oricum, pentru că mie unul personal cred că o să fie unul dintre cei mai buni brawler dacă stăm să o luăm logic, având în vedere că acum îți încarci dash-ul efectiv într-una, stai o secundă sau ceva de genul, o secundă jumate pe acolo sau aproape două și ai Coil Snake-ul înapoi. Hai să fim serioși, când vreodată v-ați aștepta voi la așa ceva pe Mortis, dar chiar e mișto, au făcut brawlul ăsta cel mai jucat, nu că o să fie cel mai jucat, o să fie și cel mai jucat și între cei mai buni. Păi gândiți-vă acum, na, că o să vreți să aveți Mortis în echipă, deși nu aveți oricum cum să scăpați de Mortis din echipa voastră. What? Au dat ăștia reset. Și mi-a înrosit și ulta, nu te cred. Mam. Stai puțin că a devenit puțin intens meciul dacă... Și mi-a înrosit și ulta, păi nu e bine, nu e bine, sincer chiar nu e bine, că ne ajungă ăștia, ai mei cel mai probabil o să moară. Iar, aoleu, Byron, te rog, nu muri, hai să ne băgăm. Bun, ne apropiem de ulta, avem 3 hituri, da, mai ne trebuie încă 2. Ok, hai că trebuie să recuperăm. Bă, nu știu ce sunt mai aveam 2 secunde și aparent ai mei au murit. În fine, hai că nu e atât de important, că tot reușim noi să-i batem, care Barley gemul și mă bag o dată în el cu ulta și e mort. Nici nu mai au throw-uri, o șansă acum, nu mai au, uite, am dat long dash-ul ăla, avem din nou, furăm frumos gemul, să egalăm. Bă, dar ce se... nu... sau? Ok, nice, bine, hai că l-am prins acolo, cred că sunt mort și eu, nu? Sau? Ok, nice, și-a dat gadget-ul ăla de heal și nu a mai reușit să facă nimic. Nice, o să furăm gemurile, mai frumos și ăsta și cred că ar trebui să fie ok, nu? Zic că nu mai apucă. Cred că e GG, oricum o să luăm aici frumos și este GG. Bă, sincer, meciul ăsta a fost destul de strâns, aparent. Au avut potențial băieții la win, au avut, dar nu prea au pe Mortis. Cam atât pentru astăzi, lăsați-mi părerea voastră despre Mortis sau dacă credeți că este bun acum sau dacă va fi bun în viitor, deși eu cred că este într-o poziție chiar destul de favorabilă, având în vedere buff-ul ăsta imens, după părerea mea, și desigur, noi ne revenim data viitoare, numai bine, pa, pa!